vrea să încep cu o întrebare. Ați auzit de legea atracției? Nu ați spus, cine a auzit? Sunt câteva persoane. Aș vrea să știu dacă sunt persoane care consideră că au reușit să atragă relații sau lucruri materiale sau orice altceva ca urmare a folosirii acestei legi. Până sus. Sunt ceva persoane, mulțumesc mult. De asemenea, aș vrea să știu dacă sunt persoane care nu au reușit să atragă sau au reușit să atragă o perioadă după care nu au mai funcționat. Mâna sus. Cine a experimentat acest lucru? Mulțumesc foarte mult, sunt câteva mâini ridicate. Bun. În această seară am să vă vorbesc despre o lege care derivă din legea atracției. Este vorba despre legea creației. O lege pe care de cele mai multe ori am ignorat-o. În engleză, cuvântul attraction are incorporat cuvântul action. De acest cuvânt se leagă legea creației. Pentru a crea lucruri în viața noastră, trebuie să acționăm. A mai auzit cineva acest lucru, că trebuie să acționeze ca să obțină lucruri în viață? La nivel conștient, cu toții știm că trebuie să acționăm. Mulți dintre noi poate chiar facem acest lucru. Însă partea subconștientă este cea care ne ajută să creăm lucruri și pe care de cele mai multe ori am ignorat. Această parte subconștientă este formată din gânduri, pe care cu cât le repetăm mai des, cu atât mai repede se transformă în credințe. Aceste credințe, la rândul lor, se transformă în programe mentale pe care ajungem să le rulăm în mod inconștient pe pilot automat. Haideți să vedem totuși cum se formează aceste programe mentale. În primul rând, avem gânduri pe care le formăm ca urmare a experiențelor pe care le avem, experiențelor prin care trecem. Și am să vă dau și câteva exemple. În cazul în care picăm un examen, gândul meu va spune că nu sunt suficient de bună. În cazul în care, în mod repetat, trec prin relații care eșuează, gândul meu va spune că nu merit să fiu în relații. Și orice aș face, la un moment dat, tot o să intru într-o relație care va ajunge la o finalitate, nedorită, din păcate. Apoi, avem gânduri pe care le formăm ca urmare a ceea ce auzim sau vedem în exterior. Și mă gândesc că poate ați auzit și voi persoane care au zis că nu pot să am, domnule, o viață fericită aici în România din cauza guvernului. Ați auzit așa ceva? Da. Sau, în România, exact, sau din alte motive, o să mai dau acum un alt exemplu, sau în România nu poți să faci bani foarte mulți și cinstit, pentru că cine a făcut bani, ori a furat, ori a făcut lucruri ilegale. Toate aceste gânduri sunt credințe pe care noi le-am ales. De aceea, primim ceea ce creem în mod subconștient. Și vreau să rețineți această idee, pentru că această idee subliniază legea creației. Primim ceea ce creem în mod subconștient. Dacă până în acest moment nu ați reușit să atrageți în viața voastră ceea ce v-ați dorit, este momentul să vă analizați gândurile. Și veți observa că aceste gânduri vin dintr-o mentalitate, dintr-o paradigmă de sărăcie. Adică, nu am, nu pot, nu sunt suficient de bun, nu merit. Însă această paradigmă a sărăciei poate fi schimbată. Și o să vă spun chiar acum cum o putem schimba. Este vorba despre o mentalitate pe care trebuie să o adoptăm. Și această mentalitate incorporează câteva întrebări. O să vă rog să rețineți aceste idei și în momentul în care acționați, să porniți cu aceste idei în minte. Prima întrebare ar fi: și dacă de data asta iese bine? A doua întrebare ar fi: și dacă pentru a avea o viață abundentă trebuie să facă pe un mic pas în fiecare zi? Atât de simplu este. A treia întrebare este:
Și dacă în seara aceasta, aici, la acest eveniment, voi primi acea informație care va face diferența în viața mea și mă va face să înțeleg că pot să fac lucruri. Aceste întrebări nu nasc suferință. Aceste întrebări nu nasc limitări. Sunt întrebări care mă fac să mă gândesc că și eu pot. Sunt întrebări care sunt pozitive. Sunt întrebări care chiar mă fac să acționez. Aceste întrebări nasc idei. Și dacă în momentul în care îmi vine ideea, acționez, intru în paradigma abundenței. Haideți să vă mai spun ceva în legătură cu aceste idei. Dumnezeu, Universul, ne dă aceste idei sub formă de dar. De multe ori nici măcar nu le-am cerut, nici măcar nu m-am pregătit pentru ele, pur și simplu apar în mintea mea. Sunt acele idei care vin așa ca o străfulgerare și mă fac să spun, ce interesant, ia uite ce idee mi-a venit foarte tare. Tot Universul, cel căruia îi place foarte tare abundența și care își dorește să facă foarte multe lucruri, să vadă foarte multe lucruri înfăptuite, lucruri frumoase, alege să trimită o idee, o singură idee, către mai mulți oameni. Și acum probabil că vă întrebați, dar de ce face Universul asta? Păi de ce? Pentru că tot Universul știe că din acele persoane, doar una singură, o singură persoană, pleacă din paradigma de abundență și alege să acționeze și să ducă lucrurile la bun sfârșit. Celelalte persoane pleacă din paradigma sărăciei. Nu pot să fac, dar dacă nu e momentul acum, dar ce să spună cei de lângă mine? O să vă mai spun un secret. E tot de la Univers. Este un mesaj care vine odată cu ideea. Mesajul este că Universul ne susține în demersul nostru. Universul ne oferă toate uneltele de care avem nevoie, astfel încât să ducem acea acțiune la bun sfârșit. Dar știți ce ne cere Universul? Ne cere să acționăm. Asta ne cere, să acționăm. Cu cât acționăm mai mult, cu atât ne vin mai multe idei. Cu cât acționăm și mai mult, cu atât ne vin și mai multe idei. Dacă în acest moment vă simțiți rușinați de niște acțiuni pe care le-ați făcut în trecut, sau vă simțiți frustrați pentru relațiile care nu au funcționat, sau vă este teamă că veți rămâne fără bani, sau vă învinovățiți pur și simplu că nu aveți viața pe care vă doriți, veniți din paradigma sărăciei. În momentul în care realizăm aceste lucruri, este semnul că începem să ne trezim. Este semnul că începem să ne trezim și devenim responsabili. Și în momentul în care devenim responsabili, avem puterea în mână de a decide să trecem de la acel nivel de jos al sărăciei la nivelul de sus al abundenței. Și o să vă rog acum să facem câteva exerciții pentru a trece în paradigma abundenței. O să vă rog să stați cât mai relaxați pe scaunele voastre, foarte relaxați, să închideți ochii, toată lumea să închide ochii. Vă rog să puneți mâna dreaptă pe inimă, știți că e mai în partea stângă, da? Și o să vă rog să facem un moment de recunoștință. O să vă rog ca voi, în mintea voastră, să spuneți mulțumesc pentru acele lucruri pentru care sunteți recunoscători. Am să vă pun o melodie timp de un minut și în câteva secunde am să vă și ghidez la început. Apoi o să vă las pe voi singuri. Haideți să începem. Mulțumesc pentru că sunt o persoană sănătoasă. Mulțumesc pentru oamenii din jurul meu și pentru familia mea. Mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc pentru tot ceea ce mi se întâmplă.
închideți ochii. Acesta a fost unul dintre exerciții. O să-l facem acum și pe al doilea. De aceea vă rog să vă ridicați în picioare. Să vă întoarceți către persoana din dreapta. Să o priviți în ochi. Găsiți-vă partenere. Și la semnalul meu, în momentul în care voi număra 1, 2, 3 și voi spune și, cu toții în grup veți spune zâmbește, ai cel mai frumos zâmbet. 1, 2, 3 și zâmbește, ai cel mai frumos zâmbet. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Vă rog să luați loc! Pe final vreau doar să vă mai spun câteva idei. Am reușit să aduc pe zâmbetul pe fețele voastre. Chiar mă bucură să văd asta. Pe final vreau să vă spun că ne dorim cu toții o viață extraordinară și consider că merităm să o avem. Ca atare trebuie să facem niște demersuri zilnice. Vă sfătuiesc să renunțați la știri dacă n-ați făcut-o deja. Pentru persoanele care încă mai au televizor, eu personal am renunțat acum 2 ani, dar pentru acele persoane care încă mai au, să schimbe canalul în momentul în care sunt știri negative sau orice alt program negativ. Apoi, vă îndemn să aveți grijă la gândurile voastre. Fiți selectivi cu ele. Alegeți-le doar pe cele pozitive, cele care vă împlinesc. Și vă mai sfătuiesc să citiți acele lecturi de succes. Lecturi care vă fac să credeți că și voi puteți să faceți acele lucruri. Vă doresc spor la creat. Mulțumesc foarte mult! Pentru mine, momentul culminant al speech-ului a fost prima dată, primul moment culminant, a fost când ai spus că aceste întrebări nu nasc durere. Mi s-a părut superb exprimarea și modul în care ai spus-o. Dar ai continuat și după aceea ai avut momentul de, să-i spunem, meditație, de conectare cu ideea de recunoștință. Ai ieșit super. Adică vocea clar te ajută, o personalitate caldă, o voce plăcută și vocea ta pe melodia aia a fost excepțional. Chiar s-a potrivit foarte bine și ai trebuit lucruri destul de generale cu tot să se regăsească, dar așa de particulare încât să ne și simțim. Mulțumesc pentru părerea bana, mulțumesc pentru familie, pentru sănătatea de semnul în care ne regăsim și mi s-a părut foarte interesant. Câteva sugestii. Hai să o luăm cu cele mai simple. Ok. Pe un slide. E foarte important ca slide-urile, ca suportul vizual, să te ajute. Cum te ajută ele? Te ajută dacă în momentul în care spui ceva, ce spui este cumva dublat sau exprimat pe slide. Fie într-o poză, fie efectiv textul. În momentul în care apar lucruri la care nu te-ai referit încă, dar ele sunt acolo, îți trag atenția. Tu vorbești și oamenii citesc ce scrie mai jos. Și e important ca o simplă animație sau un lucru de genul ăsta în care să apară ideea la care te referi. Îți zici altă idee, mai dai un click, mai apare acolo. Să nu se intre în concurență cu slide. Asta este o sugestie. Următoarea sugestie este exercițiile ar fi bine să fie introduse. Să creezi o așteptare. Se va întâmpla, veți trăi, veți experimenta, veți avea un beneficiu. Să aibă pe aceea și o încheiere. Un sens. V-ați simțit ce luați de aici, au simțit mai bine, faceți asta în fiecare zi, cumva să le legi. Au fost foarte faine și au mers, doar că puteai să scoți mai mult din ele. Asta era ideea, dacă le legai. Ele au avut doar coțul, nu au avut început și final și asta te-ar fi ajutat.